aparatement, dragă Alex, cum s-a modificat, cum s-a îmbunătățit, dacă putem spune așa, Facebook. Alex Negre. Bună ziua, sunt Alex. Am venit să povestesc despre ce mai nou pe Facebook, funcționalitățile noi. Și am văzut în contextul discuției legate de cât de mult vinde Facebook sau cât de mult poate vinde Facebook și așa mai departe. Înainte de asta voiam să fac un pic referire la întrebarea de mai devreme. E foarte complicat pe Facebook să faci diferența între organic și paid pe un mesaj, pentru că vă dau un exemplu. Dacă fac boost post pe un mesaj publicat pe pagină, mesajul ajunge la niște oameni dintre fanii și paginii și prietenii lor, dar în condițiile astea, spre exemplu, dacă un alt utilizator de Facebook, prieten cu un fan sau cu un prieten de-al unui fan, vede și el mesajul pe Facebook, îți arată vede mesajul, îi dă like, reacționează la el. Ăla e paid sau e organic? E foarte tricky. Prefer ca când vorbesc despre mesaje paid să le iau 100% paid, indiferent ce se întâmplă acolo, și când vorbesc de mesaje pe care nu fac push post sau așa, să le numesc organic. Punct. Adică e cea mai simplă metodă, că altfel nebunești. Nu poți oricum. Trebuie să te bazezi, trebuie să faci niște ipoteze care nu sunt 100% paid. Bun. Ce mai nou pe Facebook? Credeți că mai e nou ceva pe Facebook? Înainte de a răspunde la întrebarea asta, din același studiu pe care l-am publicat astăzi, marketing20.ro, e-book-ul din care vorbea Cătălin, cu cele mai populare mesaje de anul trecut pe paginile de Facebook din România, grupate pe categorie, evident, sunt vreo 7-8 de pagini, avem unul dintre cele mai populare mesaje. În categoria auto, îl avem ăsta, cumva... E o glumă, nu am situația neclară. Avem și exemple bune, foarte bune de altfel. În categoria bărbați, avem Playboy România, cu un mesaj foarte bun, din punct de vedere marketing. Pe linkul din descrierea fotografiei avem peste 60.000 de click-uri, linkul care duce 60.000 gratis. Lăsând asta la o parte și lăsând toate plângerile în contextul ăsta, ziceam zile trecute pe Facebook că sunt niște probleme la produs. Unii oameni de acord cu mine, alții nu. Deci am stat de vorbă cu niște zeci de firme, mici, medii, mari, din România. Discuțiile, în general, sunt cam așa. Avem și noi produsul ăsta. Ok. Vrem să-l facem, vrem ca oamenii să știe de el, să-l cumpere. Bun. Cât de bun e produsul? Costul e bun, e foarte bun. Ok. Cât costă? Costă 10 lei. Da, și la concurență costă tot 10 lei. Și ei au și variantă pe roz. Da, dar nu înțelegi. Nu despre asta e vorba. Noi vrem să ne poziționăm ca o companie care merge pe calitate. Rozul nostru e mai bun. Ok, mie îmi pare că e la fel de bun ca al concurenței, e la același preț și ei au și o variantă pe roz. Da, dar, din nou, noi suntem o companie care face produse de calitate. Vrem să încercăm să le transmitem oamenilor chestia asta. Cum vreți să facem asta? Păi ne facem o pagină de Facebook. Ok. Putem să facem o pagină de Facebook. Iar eu pot să mă asigur că vă fac acolo niște campanii și că voi ajunge la un număr de oameni, în funcție de ce buget aveți.
Dar Facebook vinde? El vinde, da. Dacă produsul e bun, vinde. Dar crezi că o să vândă produsul meu? E foarte greu de spus, pentru că produsul tău este la... Adică nu este cu nimic în față, e un produs în piață. Dacă mai ai trei concurenți, da, e posibil ca produsul să se vândă niște produse la tine, dar e la fel de posibil ca oamenii să fie deja obișnuiți cu concurența, să cumpere produsele lor. Ok, hai să facem chestia asta. Și facem chestia asta și dintr-un motiv sau altul se ajunge la concluzia că Facebook nu vine. Cam asta este scenariul pe care îl întâlnesc mai tot timpul. Da, sună clișei să zici că ține de produs. Wow, chiar ține de produs. Niciun mediu de comunicare poate vinde produse proaste sau produse care nu ies nimic în față. Iar în materie de Facebook, bazându-mă pe ce a zis Cătălin mai devreme, pe faptul că, sau pe ce am înțeles că a zis Mucul într-o prezentare mai de dimineață, cât de mult contează să-i faci pe oameni să interacționeze cu tine. Iar oamenii nu interacționează cu tine pe produse care sunt în viață. Da? Puneți-vă, încercați să vă puneți un pic în hainele consumatorului de produse. Ce fel de mesaje interacționați voi pe Facebook? Interacționați cu toate banalitățile posibile? Modă, uite, avem și noi niște pantaloni roșii. Ce să comentez la un asemenea mesaj? Avem și noi un credere în nevoie personală. Nu mai este cu nimic în evidență, dar uite-l aici. Nimeni nu interacționează cu el, dar Facebook nu vine. Oricât de ciudat ar suna, este strict vorba de produs. N-am înțeles niciodată chestia asta cu un mediu de comunicare care vinde. Orice mediu de comunicare e un mediu de comunicare. Produsul vinde, nu mediu de comunicare vinde. Dacă oamenii sunt acolo, nu poți să tragi concluzia brusc că sunt 7 milioane de conturi pe Facebook și ăștia toți sunt oameni care nu cumpără produse și servicii. Ei nu cumpără, ei sunt aia 7 milioane de români care trăiesc în pături. Și vă pun trei întrebări, la care vă rog să, pe cât posibil, să-mi răspundeți. Cine are codurile de marketing pe care le oferă Facebook în site? 1, 2, 3, 4, 5 oameni. Da? Vorbesc despre audiențele personalizate, despre codul de audiență personalizată. Știți ce înseamnă remarketing? Toată lumea? Da? Vorbim despre retargetarea utilizatorilor care ți-au vizitat deja site-ul în Facebook. Da? Poți să-i depistezi pe oamenii care ți-au vizitat site-ul și să-i targetezi cu o campanie pe Facebook, asigurându-te în felul ăsta că vei targeta niște oameni care și-au arătat cel mai mic interes față de produsele, serviciile tale. Evident, vorbim acolo de un întreg context, da? Cum au ajuns oamenii pe site-ul tău, pentru că SEO, pentru că un newsletter, pentru că automobile și nu e ok, da? Mai departe, faceți chestia asta. Introduceți codurile de remarketing în site-uri, indiferent dacă plănuiți sau nu să faceți o campanie de Facebook care ați mâine. O să aveți nevoie de ele. Alea înregistrează tot timpul acolo, da? Înregistrează vizitatori. Practic, în momentul în care dai drumul la o campanie pe Facebook, dacă ai un cod de remarketing pus pe site, cu 30 de zile înainte de a face campania, exact atât se înregistrează. Și oamenii se tot adună acolo, da? Câți vizitatori ai avut în ultimele 30 de zile pe site, atâți utilizatori poți să targetezi pe Facebook, evident, plus sau minus, să nu-i găsești chiar pe toți pe Facebook, da? Și să-i targetezi într-o campanie de Facebook Ads. Deci, intrați în Facebook Ads Manager, mergeți la audiențe de site, luați codul, îl băgați în site și lăsați acolo. Nu vă deranjează cu nimic. A doua întrebare. Aveți codurile de conversie puse pe site-uri? Indiferent ce înseamnă conversie, nu vă gândiți neapărat la o vânzare. Indiferent ce înseamnă conversie, o abonare la newsletter. Poate conversie pentru voi înseamnă ca vizitatorii site-ului să ajungă pe o anumită pagină din site. Sau pe pagina de contact. Sau să completeze formularul de contact. Sau să facă ceva, să apese pe un buton. Câți dintre voi au codurile de... Wow. Bun. Facebook Ads Manager, Conversion Tracking, Create Conversion Pixel, cod, băgat în site, ținut acolo. De obicei se pune pentru magazinele online pe thank you page, pe pagina de după
achiziție, pe pagina pe care doar un om care cumpără ajunge. Și ce face chestia asta? Vă spune câți oameni din campaniile de pe Facebook pe care le faceți cumpără ceva de pe site-ul vostru. Aveți goluri setate în Google Analytics? Cine are goluri setate în Google Analytics? Ceva mai mulți. 20. Bun. Ce fac golurile din Google Analytics? Păi, spre exemplu, vă pot spune cât, ce procent din vizitatorii care ajung pe site ajung să cumpere ceva de pe site, într-o pagină, într-un take page, spre exemplu, și de unde vin vizitatoria. Facebook împarte sursele de trafic în patru. Rețele sociale, vizitatori direcți, vizitatori din referrals, da? Și vizitatori din căutări pe Google. Astea sunt cele patru. N-ar fi bine să vedeți când cineva, și din nou, nu vă gândiți neapărat la o vânzare, dar n-ar fi frumos să vedeți cât la sută dintre vizitatorii site-ului vostru ajung în pagina de contact și dintre ăștia care au ajuns în pagina de contact, câți vin de pe Facebook? Poți să trăiești concluzii. Bun. Mai avem o întrebare. Bonus. Ceva mai simplă. Câți dintre voi faceți AB testing în campanie de Facebook Ads? Vreți să vedem? Foarte puțin. Da. Din nou, e foarte greu să faci o afirmație legată de Facebook, dacă vinde sau nu, dacă nu poți să răspunzi afirmativ la aceste patru întrebări. Este foarte, foarte greu. Sunt niște funcționalități care există în Facebook și în Google Analytics, undeva aia trei, care vă ajută să vedeți dacă oamenii care vin de pe Facebook cumpără ceva de pe site-ul vostru sau vă trimit un formular din pagina de contact sau se abonează la un newsletter. Conversie poate însemna orice. Dacă o să reușim să trecem anul ăsta peste pasul, am avut 50.000 de vizitatori și 80.000 de afișări, cu un timp mediu de stat pe site 4 minute, că cam acolo sunt discuțiile despre ce se întâmplă pe site-uri, poate o să reușim să vorbim și despre cât de mult vin de Facebook. Ăsta este un exemplu de campanie Facebook AB testing, nu cred că se vede foarte bine, e doar un exemplu de cât de mult poate, care sunt cât de mari pot fi diferențele de click-uri în funcție de imaginea folosită într-un ad. Este vorba despre același ad, același text, același titlu, cu imagini diferite. Diferența între prima și ultima este că ultima are 64 de click-uri pe același reach, iar prima are 14 click-uri pe același reach. Faceți AB testing. Evident că de aici lucrurile evoluează. După ce o elimini pe prima, încep și faci cu texte diferite, cu titluri diferite și tot așa până ajungi la cea mai bună versiune a ad-ului din campania ta. Perioada optimă de testare este de 2 zile, după 2 zile puteți trage concluzii și în felul ăsta ajungeți la ad-ul cel mai bun. Da? Planul meu pentru a vinde niște cursuri pe care le fac a fost următorul. Să lansez un e-book la începutul anului 2014, pe care l-am lansat, ăsta despre Facebook, are 20 de pagini, o chestie mică, care a avut ca obiectiv să vândă cursurile care vă spuneam. Bun, l-am publicat, l-am pus pe Facebook, a avut 110 share-uri, 166 de like-uri, 9 comentarii. Nu m-a interesat foarte tare câți bani mi-a adus, obiectivul era alt. În total, pe site, în ziua respectivă, au intrat aproape 5.000 de vizitatori. Mă rog, 4.300 de vizitatori unici cu unici, da? Așa, 4.300 de vizitatori cu conturile de remarketing la Facebook, pe 10 zile mi-au găsit 900 de oameni, dintre aia care au descărcat Facebook-ul, 900 de oameni către care eu am făcut o campanie de Facebook Ads. Din ăștia 900 de oameni care descărcaseră ei și către care eu am făcut o campanie de Facebook Ads, pardon, am reușit să, în campania respectivă, să-i fac pe 2 dintre ei, dintre ăștia 900, să cumpere un produs. O campanie de 80 de lei, 2 dintre ei au cumpărat un produs, în total sunt vreo 600 de euro. Pe Facebook. E un exemplu banal, dar dacă compar cu o companie, cu genul unei companii, e o prostie. Ce vreau să vă spun e altceva. Știți cât am muncit eu ca să fac, să am 2 conversii pe o campanie de remarketing, am scris un e-book, l-am publicat pe un profil pe care muncesc de 2 ani de zile să-l cresc
prieteni și urmăritori, pe o pagină mai de 20 pe care, la fel, o pagină în care 4 ani s-o crezi. Am făcut legătura între aia care au descărcat și campania de Facebook Ads, am publicat-o și în felul ăsta noi și s-am făcut cursul. Dacă eu fac asta, Alexandru Necrea, cum se poate aștepta o companie să vândă cu o imagine cumpărată de pe stoc și cu un text făcut în 2 minute? Ce să vândă chestia? Ce să minți? Ca să aveți? Ce să minți? Asta înseamnă să vinți pe Facebook, da? În primul rând, multă muncă în spate de a genera niște conținut relevant și unic și valoros pentru urmăritorii tăi și după aceea de a avea abilitățile necesare să legi, să ilegi pe oamenii care apreciază conținutul ăla de o campanie pe care o faci și de un produs pe care îl tin sau un serviciu. Și acum urmează slide-ul ăsta, mulțumesc! Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, trebuie să pauză. Pauză.